Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, vă felicit pentru eveniment și salut participanții la această conferință și audiență. Noi, în călătoria noastră profesională, am plecat ca broker de asigurare, cumpăram asigurări într-o manieră profesionistă pentru clienții noștri, în principal din zona de corporate. Și în timp ne-am dat seama că lucrul ăsta nu este suficient și trebuie să trecem și în zona de management de risc, respectiv management de criză. O să încerc să vă fac un share screen pe prezentarea pe care am pregătit-o. Plecând la drum în direcția planurilor mari pe care le face fiecare antreprenor, fiecare investitor. Am auzit mai devreme vorbindu-se de rolul construcțiilor atât în restartarea economiei într-un context de criză, cât și rolul construcțiilor în evoluția societății în ansamblu. Astfel că aceste activități care au o istorie semnificativă sunt și o bază de învățare în așa fel încât lucrurile din planuri mari să se finalizeze și să devină proiecte care să-și aducă aportul în societate. Rolul nostru este să asistăm clienții în această călătorie în așa fel încât planurile să devină realitate. Pentru că totul pleacă la un moment dat de la o idee și ajunge să arate precum o schiță, prinde formă după ore de muncă și fie că discutăm de un proiect de infrastructură sau de un proiect privat, poate să fie un proiect care are o singură adresă sau o singură unitate a investiției sau poate să fie un ansamblu, cum deja am văzut că România cunoaște și în ultimii ani proiecte foarte frumoase. Avem expertiză în zona asta, în asistarea clienților pe tot ce înseamnă riscuri specifice derulării investițiilor și în momentul de față în România sunt mai mult de 4.000 de proiecte, fie că discutăm publice, fie că discutăm private în diverse faze, cu diverse valori și aici ne-am uitat un pic și le-am scanat și am văzut că avem proiecte peste 500 care sunt cu valori până în 50 de milioane de lei. Avem proiecte de peste 500 de milioane de lei, să zicem 30-40 de proiecte, dar avem și vârfuri de 2-3 miliarde. Unul dintre clienții noștri spune că prima pierdere este cea mai mare pierdere, așa că și pentru proiectul de 2 miliarde și pentru proiectul de 50 de milioane, dacă la un moment dat ceva neprevăzut intervine, s-ar putea ca lucrul ăla să pună probleme serioase în continuarea proiectului sau în continuitatea business-ului și chiar în existența acelei companii. Am auzit la fel spunând preocupările domnului Ierbașu cu privire la consultanții pe fonduri. Aici noi am asistat clienții și în faza precontractuală și sunt anumite soluții din industria de asigurări care presupun anumite polițe de erori și omisiuni. Așa cum brokerul de asigurare are o răspundere profesională, la fel are și consultantul pe fonduri. Părțile implicate în această ecuație, noi avem obiceiul să gândim pe lucrurile și proiectele pentru a proteja interesul investitorului care are sau nu în spatele lui un grup de finanțatori. Ecuația este completată de către arhitecți și constructori sau subcontractanți care pot să fie parteneri frecvenți de afaceri sau pot să fie unități noi și bineînțeles nu putem să neglijăm și terții ca și parte interesată ca lucrurile la un moment dat să meargă bine pentru că ei pot să fie vecini sau trecători. Mult
pronunțatul cuvânt stakeholder, cam din perspectiva noastră, cam asta ar trebui să aibă în vedere. Cele trei dimensiuni o să le mai regăsim ale abordării fenomenului, pentru că până la urmă noi am învățat că un comportament proactiv face ca la un moment dat aceeași problemă să nu intre în mod repetat sau să fie prevenită. Ceea ce nu putem duce și nu putem suporta financiar, noi spunem că atunci când dauna intră în buzunarul antreprenorului sau a constructorului sau nu poate duce singur, ar trebui transferată, și aici sunt asigurători și noi cu Grupama avem o colaborare destul de bună. Doar că la nivel operativ, cei implicați, antreprenorul, constructorul și părțile implicate ar trebui să știe să facă și cum să gestioneze o criză. Fie că discutăm de o astfel de criză prin care trecem acum, fie că discutăm de ce înseamnă o criză generată de un accident cu victime sau de un incendiu care poate să afecteze la fel viețile celor care locuiesc împrejur. La un moment dat, totul se pleacă din faza asta după ce proiectele sunt terminate. Ele ajung înspre noi de multe ori ca și cerere de ofertă, fie din faza asta, fie din faza în care lucrurile sunt avansate. De multe ori avem discuții și interacțiuni cu constructori sau antreprenori care au o investiție derulată 40-60% și nu au luat în considerare pachetul de asigurări specifice, nu neapărat pachetul de asigurări, transferarea acelui risc pe care ei nu pot să-și permită să-l ducă singuri. Despre asta cred că este vorba. Iar la nivel tehnic, pentru că nu vreau să rămân foarte mult aici, oamenii ar trebui să știe că dacă te duci la asigurător cu un proiect care se află într-un stadiu avansat sau într-un stadiu de execuție, ce s-a întâmplat până acum și greșelile care au fost făcute până atunci nu vor fi despăgubite dacă ele sunt cauza unor riscuri, chiar dacă ele sunt riscuri asigurate. Noi vedem toată echipa asta de antreprenori, constructori, arhitecți ca pe o serie de ștafete, pentru că până la urmă și echipele care lucrează dintr-o companie sunt o ștafetă. După ce s-a terminat proiectarea, se dă la următoarea echipă și în cele din urmă proiectul ajunge să fie pus spre utilizare beneficiarilor, fie ajunge să fie vândut. Acum avem foarte multe proiecte imobiliare în derulare. Ei, dacă la un moment dat, chiar dacă am ajuns primul, n-am înțeles bine instrucțiunile, ne putem trezi în situația că am pierdut timp esențial, graficul de execuție se devansează și aici avem conotații în toate dimensiunile problemei și în cele din urmă câștigă echipa care are coordonarea cea mai bună. Noi îl vedem pe cel care și-a terminat treaba, arhitectul, după care ăsta e constructorul și dacă ceva nu merge bine, să zicem și în faza asta, la un moment dat investitorul ajunge să nu fie la finish la momentul respectiv. Și în momentul respectiv poate să presupună diverse probleme sau diverse provocări. Unul este nefinalizarea la timp a unei fabrici și atunci este o pierdere a profitului care s-ar fi luat în calcul, o amânare a mutării cu alte conotații sau anumite întârzieri în predarea, să zicem, viitoarelor locuințe pentru beneficiarii care abia așteaptă să-și schimbe casa. Lucrurile, bineînțeles, țin și de zona care poate să fie gestionată. Noi vedem din interacțiunile cu clienții noștri că managementul de risc trebuie să coboare la nivel de șef de echipă, la nivel de management de departament, de companie. Nu este suficient să fie, cum se întâmplă de multe ori, un biblioraft undeva foarte bine pus și toată lumea știe unde e, dar
el ar trebui să fie însușit prin acțiunile ce se întâmplă. Pentru că la un moment dat, dacă ceva nu funcționează cum trebuie, ne putem trezi că undeva în stadiu avansat de finalizare a lucrării apare ceva care declanșează o situație greu de suportat de unul singur și noi în interacțiunea cu, să zicem, domeniul ăsta al investițiilor în derulare, constatăm că sunt extrem de multe lucrări din zona privată care sunt neasigurate. În zona de, să zicem, lucrări de infrastructură, acolo lucrurile, cel puțin formal, asigurările se cer, nu știu cât se și verifică dacă ele sunt funcționale. Clienții, antreprenorii ar trebui să insiste mai mult și să știe ce și cum se va despăgubi și de la nivelul la care oamenii nu pot să-și permită despăgubirea, decât prețul. Pentru că la o investiție de 100 de milioane de euro, dacă asigurarea costă 0,10 sau 0,20%, poate că nici nu contează, o daună de 50 de milioane de euro cu siguranță nu va intra în bugetul acelui antreprenor sau acelui investitor. Și bineînțeles, la un moment dat eu băgam un peisaj și terții. Putem vedea că la un moment dat un incendiu la investiția în derulare se poate extinde și extinderea respectivă poate să schimbe viața celor care sunt în vecinătate sau care sunt în trecere. Și aici ne opream în analiza noastră și constatam că multe polițe de asigurare ale unor clădiri gata, finalizate, nu despăgubesc dacă paguba vine de la un șantier din vecinătate. Bineînțeles că aceste clauze diferă de la un asigurător la un asigurător, așa că rolul brokerului poate să lumineze antreprenorul sau clientul să știe concret detaliile, până la urmă fac diferența. Noi insistam ca oamenii, este extrem de important să știe cum vor fi despăgubite acele daune pe care ei nu le pot suporta, pentru că întâlnim foarte frecvent replici că la noi nu se întâmplă. La noi nu se întâmplă, nu se întâmplă doar dintr-o chestiune banală, putem să ne trezim cu vătămări corporale, dacă pe aici trecea o mașină, aveam și probabil victime și deces. Și bineînțeles, am văzut că și în România sunt clădiri care încep să aibă parcări subterane pe mai multe niveluri și atunci se lucrează cu utilaje, iar anumite erori de calcul pot să genereze anumite prejudicii. Dacă aici apar vătămări corporale, acolo s-ar putea ca până se termină ancheta și cercetarea penală lucrurile să se amâne. De-aia spuneam că pentru investitori este extrem de important să fie, să înțeleagă cum este gândită polița de asigurare, chiar dacă ea este făcută de către constructor, cum îl protejează, pentru că constructorul probabil că își asumă contractual că el va suporta acele pagube neacoperite de poliță, doar că dacă discutăm de un constructor care are un profit de 3 milioane de euro și un grad de îndatorare foarte mare, nu știu dacă el are din ce să suporte acele pagube. Plus, la fel, la nivel tehnic, sunt anumite discrepanțe între cum sunt gândite polițele de răspundere profesională ale arhitecților și când poate să fie descoperită dauna. Polițele de răspundere profesională a arhitecților acoperă eroarea provocată în perioada asigurată sau în trecut, astfel că și pentru care cererea de despăgubire apare în perioada asigurată. Astfel că dacă o proiectare este făcută în 2019, execuția se întinde până în 2022 și în 2021 se întâmplă ceva și după expertiză se constată că este eroare de proiectare și paguba este, să zicem, de 5 milioane de euro, vom avea o problemă. Dacă acea firmă de proiectare nu are poliță de 5 milioane de euro, discutam cu mai multe companii de arhitectură și aici am întâlnit frecvent polițe cu limită de 50.000, de 100.000, de 300.000 de euro. Foarte rare cazuri sunt când ei au o poliță care să fie cumva corelată cu nivelul investiției.
Foarte mult arhitecții își negociază limitele polițelor plecând de la valoarea contractului. Riscul nu este dat de cât încasez eu ca arhitect de la client sau de la constructor, ci este dat de paguba posibilă pe care poate să apară ca urmare unei erori de proiectare. La fel, în zona asigurărilor de șantier, aici discutăm de clauze care completează sau care restrâng acoperirea. Și analiza atentă din partea unui specialist este extrem de importantă pentru că acele clauze pot să facă acoperirea funcțională. Și aici avem și multe situații în care constatăm că pe anumite clădiri în alte asigurătorii insistă să vadă ok cum avansează și, să zicem, instalația de stingere a incendiilor și de foarte multe ori lucrul ăsta nu este luat în calcul în proiecte sau chiar dacă el se întâmplă ca și proiect are întârzieri la partea de execuție. Și constructorii și antreprenorii, investitorii trebuie să înțeleagă că promisiunea făcută într-o poliță de asigurare neonorată îl pune pe asigurătorii, dă voie asigurătorului să nu plătească despăgubirile. Iar în ceea ce privește terții, așa cum v-am spus mai devreme, discutăm de situații în care eu, dacă am o locuință lângă o clădire de birouri care se construiește și cade ceva de acolo, noi am avut o daună în care a luat vânt o scândură dintr-un șantier și s-a împlântat în fațada unei clădiri. Noroc că n-am avut vătămări corporale pentru că era o scândură de dimensiuni foarte mari și efectiv a intrat prin fațada clădirii. Pe de altă parte, cum spuneam, polițele de bunuri ale persoanelor din vecinătate nu despăgubesc dacă paguba vine de la șantier. Constatăm în puzderia de macarale care împânzește România vorba proverbului omul sfințește locuri, cazuri în care oamenii iau măsuri ca în vecinătatea imediată a șantierului să aibă acces mai puțină lume sau constatăm că macaraua și descărcarea bunurilor poate să afecteze ușor oamenii din vecinătate. Ne-am luptat mult în România ca pe polițele de șantier să fie acoperite daunele morale ca urmare a unei prejudiciu și vătămări corporale cauzate de lucrările din șantier. Dacă este un hotel de pe care cade ceva și hotelul este finalizat, polițele de răspundere acopereau, doar că dacă acel hotel era în construcție, asigurătorii nu vreau să acopere. Și până la urmă am reușit să ajungem la o funcționalitate mai bună a polițelor. Aici și vecinul trebuie să aibă puțină atenție și autoritățile când autorizează acele lucrări trebuie să se uite dacă sunt asigurări luate în calcul, având în vedere că aceste case ale vecinilor n-ar fi despăgubite dacă ele ar fi asigurate și, bineînțeles, constructorii și investitorii ar trebui să se gândească că la un moment dat lucrurile pot să fie oprite pentru că apare o obligație de plata unei despăgubiri neluată în calcul de 200, de 500, de 1 milion de euro sau știu eu cât. Depinde care este prejudiciul cauzat. Și atunci această triadă în abordarea riscurilor, managementul de risc este o acțiune proactivă, transfer ceea ce nu poți să duci de unul singur sau nu vrei să duci de unul singur și partea de reacție operativă care presupune managementul de criză prin comunicare, prin stabilirea efectivă a unor echipe și a unui buget alocat și dotări care să poate să fie pus în practică atunci când o astfel de situație vine și poate să afecteze reputația, continuitatea sau existența unei companii. La un moment dat noi spuneam că ceea ce nu poți duce singur sau nu vrei să duci singur sau ce ți intră în buzunar ar trebui să transferi. Și aici ne uitam că până la urmă în materie de management de risc discutăm de frecvență, numărul de cazuri și de impact.
În zona asta, cu indicatorul pe roșu, n-ar trebui să ajungem nicăieri, pentru că dacă s-a întâmplat o chestiune de dimensiune mică, doar că are oarecare frecvență, ar trebui să se ia măsuri să nu se mai întâmple. Vor fi neglijate pagubele mici, care se întâmplă rar. Doar că acele pagube mari care se întâmplă rar și în modelarea pe care și în discuțiile care le facem cu clienții, luăm în discuție fie din experiența lor, pentru că noi colaborăm cu clienții, ne șeruim experiențele în interesul clientului, în așa fel încât atunci când ne ducem în piață să cerem ceea ce el are nevoie. Și încercăm să găsim un partener solid, un asigurător care știe nu numai să asigure, dar știe și cum să despăgubească o anumită pagubă care, să zicem, clientul nu-și dorește să o suporte singur. Cam asta este ceea ce m-am gândit eu să vă împărtășesc din zona de management de risc. Nu este totul despre prețul asigurărilor. Prețul asigurărilor oricum este mult diminuat față de ce se întâmpla acum câțiva ani. Valoarea și impactul daunelor față de acum 10 ani din cauza dimensiunii proiectelor, chiar și rezidențiale sau de business, este mult mai mare. Și atunci este extrem de important ca investiția să fie protejată corespunzător. Este adevărat, domnule Erbașu, că asigurătorii nu acoperă ambiguitatea legii, doar că prin polițele de răspundere profesională sunt acoperite erorile profesionale ale consultanților. Astfel că dacă un consultant ceva nu-i nici inundație, nici infiltrație, este de datoria lui să vă sugereze, să vă ridice această problemă și fie de la nivel patronal, că de asta există organizații patronale, să se inițieze discuții cu autoritățile statului ca lucrurile să se clarifice. Pe de altă parte, unul dintre elementele noi care vin odată cu trecerea la digitalizarea menționată și că începe să intre și în zona de autorități ale statului este zona de cyber risk. Acesta este un lucru, dacă companiile nu și-au evaluat starea de la evaluarea manierei în care sunt în pericol atât infrastructura IT cât și datele pe care ei le gestionează, e bine să fie pe ordinea de zi a perioada următoare, pentru că aici este accesul direct la bani. Și zonele de cyber risk cu managementul de risc asociat și cu transferul pe polițe dedicate, fie că locale, fie că din Lloyd's, de internaționale, pot să fie anumite soluții, iar costurile nu sunt la nivelul care sunt oricum mult mai mici decât daunele care se întâmplă. Citeam un raport și, de exemplu, primele 20 de daune pe zona de cyber risk vin cu daune de peste 350.000 de euro. Pe de altă parte, dacă tot discutăm cu actorii implicați în zona de constructori și cu asigurători, noi, în calitate de consultanță clientului, întâlnim în ultima perioadă o reticență destul de mare a asigurătorilor în a prelua în asigurare clădiri care au pereți sandwich cu spumă. Dumneavoastră și de fapt aici toți trebuie să ținem, să strângem cercul, pentru că, bineînțeles, diferența de preț face clientul să își dorească perete cu spumă, asigurătorul calculează niște indicatori, paguma maximă posibilă, zonele de incendiu și la un moment dat clădirea gata finalizată fie are nevoie de investiții masive în sprinklere, fie este greu de preluat în asigurare sau la costuri mai mari care sunt generate pe toată durata de viață a clădirii, nu numai la momentul în care s-a terminat investiția. Bineînțeles că aici lucrurile pot să fie cascadate și se poate intra în detalii. Noi am dovedit că detaliile fac diferența și analiza atentă și a expunerii și a înțelege de fapt maniera în care gândește clientul poate să facă
ca experiența pe care o au clienții cu noi să fie una bună și despăgubirile să se plătească așa cum am prezentat oferta în termen și la timp. Asigurătorii noștri vor să plătească despăgubiri, cei mai mulți dintre ei. Ideea este că și clienții trebuie să își aloce timpul necesar să înțeleagă ce li se cuvine din polițele de asigurare și să știe foarte clar ce obligații au. Nu numai orice contract presupune și drepturi și obligații. Dar, bineînțeles, aici știu că este o presiune foarte mare de timp pe fiecare dintre noi, însă în momentul în care daunele sunt mari, deja acolo timpul nu, ceasul se oprește. Vă mulțumesc și dacă mai sunt idei, suntem în zonă.